Colegiul Național Ion Minulescu se numără printre unitățile de învățământ cu un număr impresionant de elevi ce obțin an de an rezultate remarcabile la învățătură și concursuri școlare. De aceea, peste jumătate din numărul elevilor ce studiază la această școală au reușit să obțină o bursă de merit sau de excelență. În cadrul Colegiului Național Ion Minulescu avem un total de 1045 de burse acordate în anul școlar 2023-2024. Avem două burse de excelență olimpică 1, două burse de excelență olimpică 2. Avem 827 de burse de merit acordate în funcție de media anuală obținută de elevi în anul școlar precedent. Ultima medie a fost de 8,67. Cele mai multe burse acordate sunt cele de merit în funcție de medie. Și cele pentru excelență? Cele pentru excelență olimpică 1 se acordă elevilor ce obțin premiile 1, 2, 3 sau mențiune la concursurile internaționale, iar cele pentru excelență olimpică 2 se acordă elevilor ce obțin premiile 1, 2 sau 3 la Olimpiadele Naționale. Bursele școlare reprezintă o oportunitate perfectă de a-i stimula pe tineri pentru a fi în topul rezultatelor școlare și pentru a ajunge pe culmile succesului la concursuri și olimpiade. De asemenea, și copiii aflați în situații dificile beneficiază de acest ajutor. Bursele sociale au fost în număr de 214, și avem 37 de burse acordate elevilor ce provin din familii cu un venit mic. Avem 161 de burse acordate elevilor ce provin din familii monoparentale și avem și 16 burse medicale. Aceste burse se acordă lună de lună și vor intra în posesia elevilor pe card.